Românii au de curând taxe consulare reduse, o decizie a guvernului în acest sens a existat acum câteva zile. Cum au primit românii din străinătate această decizie? În primul rând, această problemă a taxelor consulare, destul de mari, unele dintre ele, este o problemă foarte veche, pe care românii au pus-o de foarte mulți ani. Au existat inițiative în acest sens din partea Ministerului Afacerilor Externe. Chiar domnul Titus Corlățean, pe vremea când era secretar de stat, a făcut asemenea propuneri. Din păcate, n-au întâlnit, hai să spunem, înțelegerea și poate atenția de care ar fi avut nevoie. Ceea ce am reușit noi acum în acest guvern este nu să le reducem, ci să eliminăm pur și simplu două taxe consulare dintre cele patru, cele mai contestate și cele mai problematice, pentru că erau foarte mari. E vorba de taxa de înscriere a certificatelor de naștere și a copiilor până în 6 luni. O să explic mai clar, pentru că sunt niște lucruri mai complicate aici, sau pot părea complicate, și taxa pentru titlurile de călătorie pentru copii sub 6 ani. La prima taxă, deci pentru înscrierea certificatelor de naștere, în general, în toate țările, copiii care se nasc acolo sunt automat înscriși în listele de stare civile ale țării respective. E bine, din cauza acestei taxe mari, pentru anumite familii chiar imposibil de plătit, era 100 și vreo 25 de euro, copiii nu erau înscriși și la consulatele românești, deci ei nu figurau ca și cetățeni români, de facto prin părinți. Acum această ordonanță a guvernului vine în spiritul cererilor făcute și a multor presiuni, adevărat, pe care le-am făcut eu pentru a convinge Ministerul Finanțelor că este important să eliminăm aceste taxe. Am avut însă o susținere deloc neglijabilă a premierului Victor Ponta, care din prima clipă, de la prima discuție pe care am avut-o în luna mai, mi-a spus că da, este o idee foarte bună și e important ca românii din străinătate să poată să aibă niște facilități, mai ales atunci când financiar viața e complicată. Deci ce spune acest articol? Orice certificat care a fost făcut la starea civilă a țării respective și care va fi trecut, deci tradus, și copilul va fi înscris și la consulatele românești, în primele 6 luni de la data înscrierii certificatului italian, să spunem, taxa este zero. Și asta e valabil pentru copii până la 6 ani. Deci nu este valabil doar primele 6 luni de la naștere, ci 6 luni pentru copiii de până la 6 ani, 6 luni între data la care au fost înscriși la starea civilă din țara respectivă și înscrierea certificatului pentru starea civilă românească. Deci este foarte important pentru că asta lărgește puțin aria, în sensul că merge până la copii care au până la vârsta de 6 ani. Sunt foarte mulți copii născuți în străinătate care nu au fost înscriși în consulatele românești din acest motiv. Cealaltă taxă, care iarăși a fost eliminată, este tot 0 euro, este taxa titlurilor de călătorie pentru copiii până la 6 ani, pentru că ideea noastră era, dincolo de a facilita buzunarul și a ajuta românii din străinătate, a fost și a încuraja să rămână aproape de casă, mai ales acești copii. E foarte important ca un copil care s-a născut în străinătate să poată să vină în țară ca să-și cunoască bunicii, ca să poată să asculte povești spuse de bunici. E bine, exact, foarte mulți părinți ezitau să facă acest demers pentru că taxa era foarte mare acestor titluri de călătorie. E bine, acest lucru s-a rezolvat. Deci, ca să răspund la întrebarea ta, românii au primit cu entuziasm această hotărâre și au înțeles că după ani și ani de zile, în sfârșit, există în România un interes evident și o preocupare evidentă pentru
toți românii, deci și românii din străinătate. Pentru că acest guvern din care fac parte a luat foarte în serios situația și problemele românilor din străinătate și încearcă să facă atât cât putem, pentru că nu putem să le facem chiar pe toate, tot ce ne-am dori, dar cât putem încercăm să facem lucruri bune pentru românii din străinătate. De altfel, este una dintre primele fraze pe care mi le-a spus premierul Ponta după ce mi-a făcut această propunere și după ce am fost numit pe acest post, să mă duc în străinătate, să nu citesc doar rapoarte și informări și să văd ce se întâmplă acolo, cu românii de acolo. Ceea ce am și făcut și de altfel sunt tot timpul pe drumul și din acest motiv, dar iacătă, am reușit ceva împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul României, având susținerea totală și de la început a premierului. Și cum spunea de altfel premierul la ședința de guvern, atunci când am anunțat această decizie, când s-a anunțat această decizie, a făcut o frază foarte simpatică în care spunea că în urma presiunilor enorme făcute de ministrul Stanoievici, Ministerul de Finanțe a cedat. Deci, într-adevăr, așa s-a întâmplat și pentru că la Ministerul de Finanțe există o altă viziune. Pentru că în acest guvern există o viziune total diferită față de ce s-a întâmplat înainte. Din fericire pentru noi, pentru noi toți. Că ați menționat Ministerul de Finanțe, a existat o analiză de impact bugetar asupra acestor măsuri, cum arată? Da, a fost principala reticență pe care am avut-o eu în clipa în care am vorbit cu Ministrul Finanțelor, doamna Petrescu, după ce făcusem deja câteva vizite în străinătate și peste tot unde mă duceam, era primul lucru despre care îmi vorbeau românii, problema taxelor. Am vorbit cu Ioana și pentru că mai e un lucru care e important de știut. În acest guvern, dincolo de colegialitatea care ne unește prin forța lucrurilor, există adevărate relații de prietenie între noi. Noi comunicăm între noi dincolo de ședințele de guvern. Și tot de la premier vine acest lucru pentru că, în primul rând, a adus oameni în acest guvern tineri. Încerc și eu să mă consider tânăr, pentru că sunt tânăr în acest nou teatru al politicii. Nu tânăr de vârstă, dar cum se spune, foarte tânăr. În zona politică, vârsta dumneavoastră e de om tânăr. Să spunem așa. Dar iată, Ioana este exemplul tip de tineri promovați de premier în funcții importante, pentru că își cunosc meseria, pentru că știu ce înseamnă, pentru că au o experiență în străinătate și pentru că e nevoie și de tehnocrați într-un guvern, nu numai de politicieni. Și existăm un grup de tehnocrați care comunicăm atât de bine și ne coordonăm atât de bine eforturile încât lucrurile se mișcă mai ușor. Pentru că trebuie să recunoaștem, suntem într-un sistem administrativ foarte greu și foarte complicat. Trebuie schimbat, pentru asta trebuie schimbate legi, situația e complexă. Și atunci, ce putem face ca să evităm capcanele administrației? Când avem proiecte care depind de un alt minister, le discutăm direct de la ministru la ministru. Și apoi, când vin pe masa guvernului, ele sunt deja vizate, avizate și verificate. Referitor la impactul bugetar, când am vorbit cu Ioana de această idee, eu am fost foarte rezonabil și i-am spus inițial că ar fi bine să le facem zero, dar dacă putem măcar să le reducem, ar fi deja un lucru bun. Și ea mi-a spus din primul moment că s-ar putea chiar să putem face acest lucru fără a avea un impact negativ asupra bugetului. Pentru că e firesc, în momentul în care iei dintr-un buzunar ca să pui în altul, trebuie să iei dintr-o altă parte să pui la loc. Ei bine, s-a făcut un calcul după ce premierul și-a exprimat adeziunea și susținerea față de acest proiect de eliminare a taxelor. E un început. Lucrurile vor continua, dar în măsura în care bugetul nu va fi afectat. E firesc. Unii spun reducerea taxelor consulare. Așa, e o frază aruncată în eter. Așa, e foarte plăcut. Așa, reducerea taxelor, să scadă toate prețurile, să avem salarii de 5 ori mai mari. Astea sunt fraze. Trebuie să fim concreți. Și s-a stabilit, s-a făcut un calcul, care e impactul bugetar, în ce măsură putem sau nu să susținem acest lucru și s-a ajuns la concluzia că putem. Sigur că pe partea consulatelor, la buget, sunt niște diferențe, dar care pot fi echilibrate. Deci, această decizie în favoarea românilor de pretutindeni, deci din afara granițelor, nu are un impact negativ
asupra bugetului de stat. Probabil pentru, impactul probabil era redus și pentru că românii erau descurajați să plătească aceste taxe și atunci colectarea era mică. Da și nu. Pentru că erau descurajați să plătească aceste taxe, dar în momentul în care le făceau și o făceau, acești bani intrau la buget. O taxă consulară, trebuie să știți că ea este împărțită în mai multe sectoare și fiecare sumă reprezintă ceva important pentru buget, pentru consulat, pentru Ministerul Afacerilor Externe, adică totul e financiar. Aici nu e un domeniu pe care îl cunosc eu, dar nu e o taxă așa stabilită din burtă. Impactul ar putea să fie foarte mare, ar fi putut să fie foarte mare în situația în care am fi extins acest lucru la alte categorii de vârstă. E o propunere pe care am făcut-o, dar aceasta ar fi echivalentul unei amnistii fiscale, financiare. Ori o amnistie fiscală nu poate fi stabilită decât prin lege. Deci, dacă vom ajunge la această etapă, va fi o etapă ulterioară în care doar Parlamentul poate să spună da sau nu. Noi trebuie să facem ceea ce putem. Este ce a spus premierul Ponta de la început, prefer să pierdem voturi pentru că le spunem oamenilor adevărul, cât putem să facem și nu să le spunem verzi și uscate, cum s-a întâmplat ani și ani de zile, iar atunci când suntem la manete, ca să folosim o expresie populară, ne dăm seama că de fapt am mințit. Nu, noi nu vrem să mințim, vrem să spunem ce putem face. Da, noi putem face de aici până aici. De aici încolo o să încercăm. Tindem să mergem cât mai departe, dar deocamdată nu putem. Deci trebuie să fim cinstiți până la urmă și adevărați. Înțeleg că aveți un proiect și pentru reducerea, extinderea acestor reduceri. Sunt foarte multe proiecte. Deja la Ministerul Afacerilor Externe există proiecte de ani de zile care sunt în diferite direcții. Deci ar dura prea mult să intrăm în această discuție. Dar da, sigur, preocuparea nu e așa cum tind unii să creadă, s-a făcut o manevră electorală. Nu are nicio legătură, indiferent de perioada electorală sau neelectorală, oricum când se vor termina aceste alegeri și când România va intra pe făgașul unei liniști și a unei reale uniuni între românii care au fost dezbinați timp de 10 ani de zile, atunci, deci indiferent de ce se va întâmpla la aceste alegeri, să dea Dumnezeu să se întâmple lucruri bune pentru români, taxele vor rămâne zero. Deci cei care încearcă să spună că e o recuperare electorală e stupid. Important este că e ceva ce rămâne. Nimeni nu va lua înapoi și va cere taxe. Ce mă frapează pe mine cel mai tare este că personaje care candidează la președinția României, oameni care au politici, care au fost la manete, oameni politici care ani de zile ar fi putut, fiind la putere, să reducă aceste taxe, n-au făcut-o. Iar acum încearcă să spună că noi, MAIE, Departamentul Românilor de Pretutindeni, nu ne facem treaba. E absurd și nu-i mai crede nimeni. Adică în momentul în care, ca să nu cităm domnul Brânză, William, român, a cerut o suplimentare a taxelor consulare pentru, nu știu ce, scopuri bugetare. Și acum, același domn Brânză, William, candidat la președinția României, ne explică nouă, celor care facem, că nu facem bine. Să ne dea dânsul o rețetă mai bună. N-a avut-o nici atunci, n-are cum să o aibă acum. Noi chiar am făcut. El vorbește. Și alții ca el. O altă măsură, un alt măsură, proiect transformat în măsură pentru românii de pretutindeni, în favoarea lor, este extinderea programului Prima Casă pentru această categorie de români din afara granițelor. V-au cerut românii în deplasările dumneavoastră, în întâlnirile cu comunității românești, a fost aceasta o problemă pe care au ridicat-o românii? N-a fost o problemă ridicată de români la modul acesta, ci eu am înțeles-o din două motive. În primul rând, propria mea experiență. Și apoi discuțiile pe care le-am avut cu românii din străinătate. Toți acești români care își doreau să se întoarcă acasă. Dar care nu mai aveau nimic acasă, pentru că atunci când au plecat, din motive economice, pentru că situația era așa cum era, dificilă, au lăsat tot sau au vândut. Deci acum când România e pe plus, când România funcționează, când România este o țară stabilă din punct de vedere economic,
Și acești români ar vrea să se întoarcă acasă nu numai din aceste motive economice, ci pur și simplu pentru că aici e locul nostru, al tuturor. Eu am venit după 22 de ani de trăit în Franța, deci ceva ne leagă de țara asta care nu poate fi șters nici cu buretele și nici eliminat pur și simplu. Deci eu mi-am dat seama din experiența mea că atunci când m-am întors în România, n-aveam unde să stau. Eu dormeam la prieteni, pentru că nu mai aveam nimic. Sigur, eu am plecat în 89, înainte de evenimentele din decembrie, n-aveam oricum vreo proprietate, între timp s-au schimbat lucrurile, dar eu oricum n-aveam nimic. Și mi-am pus această întrebare, ce ar putea să facă statul ca să mă ajute pe mine? Eu, proaspăt întors, fără a crea o discriminare pozitivă, pentru că nu pot să creez niște avantaje pentru un român care vrea să se întoarcă în țară și care se află în aceeași situație cu un român care este deja în țară. Și atunci, discutând cu românii, luând propriul meu exemplu, m-am gândit că asta ar fi o soluție. Și cum ideile bune sunt în aer, exact aceeași idee se vehicula și la nivelul Ministerului Finanțelor, pentru că, din aceleași motive, premierul Ponta a pus o întrebare într-o zi. Bă, dar noi n-am putea să extindem și pentru românii din străinătate, deși în lege nu era precizat că nu au voie. Dar așa cum era legea înainte, mă rog, acest program, lăsa loc de interpretări. Și eu am avut cazuri concrete de oameni care vreau să se întoarcă în țară, vreau să se înscrie la acest program și n-au putut. Nu pentru că legea nu le permitea, dar pentru că interpretarea legii de către funcționarii respectivi era de așa natură încât ei n-au putut să o facă. Și în momentul în care l-am auzit pe premier, punând această întrebare, la finanțe se discută de acest lucru, iar eu mă gândeam de mult, mi-am spus, e clar, nu putem fi toți trei nebuni, deci înseamnă că e un lucru important, hai să-l facem. Și am făcut o fundamentare a acestui proiect pe care am trimis-o Ministerului Finanțelor și în urma acestor discuții care au avut loc, a ieșit această lege care se adresează direct românilor din străinătate, care are și un alt avantaj. Și anume, un român care are domiciliu în străinătate, are acces la acest program în situația în care este înscris și lucrează în mod legal în țara respectivă. Ceea ce ne permite să îi încurajăm pe cei care lucrează la negru. Și o mare problemă cu care mă confrunt în vizitele mele, încercând să le explic că este o mare greșeală. Lucrul la negru este o mare greșeală, este o păcăleală. Pentru că dacă, Doamne ferește, ni se întâmplă ceva, suntem total descoperiți. Ei bine, acest proiect ajută și din acest punct de vedere ca românii care nu sunt înscriși în mod legal în sistemul economic al țării respective să o facă. Deci ia cătă, dintr-un foc, doi iepuri. Lucrul la negru nu este neapărat o alegere a românilor respective, este o necesitate, că poate că alte soluții nu au. Nu sunt de acord cu tine. Nu este o... A fost într-o altă perioadă, da, era o situație dificilă. Din momentul în care România a devenit membru de sine stătător, membru cu drepturi și obligații egale în Uniunea Europeană, din acel moment, munca la negru nu mai era o necesitate. Este o alegere personală, periculoasă. Am văzut, am auzit de cazuri dramatice. Cazuri în care România nu a mai putut să intervină. Din fericire au fost situații în care, aflând la timp, nu de mult de altfel, s-a intervenit și oamenii aceia au fost scoși de acolo, unde erau pur și simplu exploatați la nivel de sclavie. Dar în momentul în care oamenii se duc cu bună știință sau poate din lipsă de informații, dar mi-e greu să cred că un om se va duce și va accepta să lucreze la negru fără să se gândească că lucrul acesta poate fi periculos. În primul rând, pentru că intră în conflict cu legile statului respectiv. Da, orice cetățean român este un cetățean european cu drepturi și obligații egale. Și niciodată România nu va accepta niciun fel de restricționare a liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Că sunt fel de fel de idei care se vehiculează prin anumite țări. Deci ca să fie foarte clar, în momentul în care ai drepturi și obligații egale, ai în primul rând obligația să respecti legile statului în care te-ai hotărât
să locuiești. E primul punct. De aici încolo, totul se leagă în mod logic. Deci, acest proiect va ajuta foarte mult ca români care vor să se întoarcă. De fapt, marea majoritate a românilor care au plecat să lucreze în străinătate au plecat cu același gând să pună niște bani deoparte ca într-o zi să-și poată cumpăra un apartament sau o casă la ei acasă. Cum spunea Nichita Stănescu, doar noi avem acasa noastră. E, acest proiect, acest program, nu face decât să-i ajute să-și atingă visul. Și acest program este făcut acum de acest guvern cu acest prim-ministru. Ceea ce poate ar fi putut fi făcut și înainte. Nu s-a făcut. De ce? Nu e de datoria mea sau obligația mea să analizez. Noi nu încercăm, și când spun noi mă refer la guvernul din care fac parte, nu încercăm să arătăm cu degetul la ceea ce n-au făcut ceilalți. Noi preferăm să facem ceea ce e important pentru oameni. În momentul în care reușim, atât cât reușim, e deja un pas înainte și e ceva câștigat. Ce n-au făcut ceilalți, e problema lor. Populația îi va judeca. Ați spus mai devreme că românii din străinătate vor să se întoarcă acasă și că acesta a fost și scopul lor inițial, de a strânge niște bani și de a reveni acasă. Mulți dintre ei, da. Totuși, sesizăm o tendință de imigrare și în ziua de astăzi destul de mare și, din păcate, în zona oamenilor cu studii superioare, medici, zona IT. Ce le spuneți acestor români pentru a-i convinge să rămână în România, să lucreze aici, să aducă o plus valoare în țara noastră? Mă așteptam la această întrebare și m-am pregătit. Și am să vă dau niște cifre. Da, e adevărat, există foarte mulți români care încă se gândesc să plece în străinătate, care o fac. Și eu pe undeva înțeleg și consider că e important să ai o experiență în străinătate. Așa cum fac tinerii care fac studii în străinătate. Și de altfel, în rândul acestor tineri, este o evidență faptul că în proporție ei au făcut acest studiu. Vorbesc de Liga Studenților Români din Străinătate, cu care m-am întâlnit în Franța. Deci au făcut un studiu printre ei și concluzia acestui studiu este că în proporție de 88% toți acești tineri vor să revină în țară după ce își vor termina studiile, pentru că au o experiență în plus extrem de utilă, pentru că ceea ce ar putea să facă în România cu aceiași bani ar fi mult mai greu să o facă în țările respective, pentru că economia României este pe plus și este în plin, hai să nu spunem boom, dar în plină desfășurare. Și aici am niște cifre foarte concrete. Pentru că politicile economice pe care acest guvern le-a făcut au mers în acest sens. În momentul în care a fost la putere primul guvern Ponta, ceea ce uită unii să spună este că economia românească era pe minus. Economia românească acum e pe plus. Până și președintele Băsescu a trebuit să recunoască la un moment dat că deși a scăzut, nu am devenit negativ și faptul că se vorbește 0,1 scădere, 0,1 face parte din marja de eroare de la 0,1 la 0,3, deci nu are nicio legătură cu realitatea. Dar hai să vorbim de cifre, ca să fie foarte clar și ca să înțelegem de ce și cum încercăm să-i aducem înapoi pe acești oameni sau să-i convingem pe unii care vor să plece că nu au de ce să o facă. De altfel, tot în întâlnirile mele din străinătate, cu oameni de afaceri, cu care sunt, de exemplu, căsătoriți cu românce sau cu români, că sunt și femei oameni de afaceri, ei își doresc să vină și să investească în România, tocmai datorită acestor cifre pe care am să vi le citez, deci cifre simple, pe care nu le-am scos noi din burtă. Ele vin de la forurile europene, de la toate structurile europene. De altfel, ce semn mai bun despre sănătatea economiei României în acest timp, decât previziunea pe care a făcut-o Consiliul European, sau nu știu cum se formulează, Europa în general, despre creșterea economică a României. Previziunea era pe 2014 de 2,2 plus 2,2 și au urcat această previziune la 2,4. În momentul în care știm că alte țări din Europa sunt sub limita acceptată de Uniunea Europeană pentru deficit.
Deci, cifre, e foarte simplu. Creștere economică 2,6% în primul semestru al lui 2014 față de semestrul 1 al lui 2013. Suntem a 8-a rată a PIB-ului real în Uniunea Europeană. A 8-a rată. E important. Și oamenii nu știu lucrurile astea pentru că nu li se spun. Se vorbește numai de lucrurile negative. Ele sunt, dar nu aici. Pentru că aici cifrele vorbesc. Câștigul salariar mediu nominal net a crescut cu 4,9% față de august 2013, în aceeași perioadă acestui an. Puterea de cumpărare a angajaților a crescut cu 4%. Sigur că am vrea să crească cu 25%. Toți ne dorim să simțim asta în buzunarele noastre de ieri, dacă se poate. Din păcate, ieri, și plasez acest ieri înainte de 2012, e un ieri foarte sumbru. E un ieri în care s-au tăiat salarii și pensii și în care am fost obligați să facem eforturi, mai ales noi cei care aveam cele mai slabe posibilități. E, acest guvern în care fac parte nu numai că a trebuit să construiască, pentru că până la urmă noi avem o treabă de făcut pentru astăzi, dar mai ales pentru copiii noștri. Ce le vom lăsa mâine? Ce țară vor găsi ei mâine? E, a trebuit să reparăm tot ce s-a întâmplat înainte? E greu să le faci pe amândouă. O facem, atât cât putem. Să continuăm cu cifrele. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în primele 8 luni din 2014 cu 7,6% față de primele 8 luni din 2013. Producția industrială s-a majorat cu 9% în primele 8 luni din 2014. Investițiile străine directe au crescut cu 27%. Nu e puțin lucru, ceea ce dovedește că străinii, contrar părerilor pe care le auzim pe anumite posturi de televiziune, cum fug străinii din România, iată că nu. Străinii, da, unii au fugit, din motive despre care tocmai vorbeam. Dar ei se întorc. Iar cei care n-au venit încă vor să vină, pentru că văd că e o țară sănătoasă, o economie care este în creștere. Suntem o țară emergentă. De aceea și un tânăr care vrea să construiască ceva, o va face mult mai ușor în România. De altfel, din acest punct de vedere, ministrul Teodorovici de la fonduri europene a reușit să-i convingă pe cei de la Bruxelles să accepte un sistem de ajutorare a societăților care vor fi deschise în România. În ce sens? Dacă o societate care există își va face sediul în România și va continua să acționeze în țara unde locuiește acel român. Se adresează în principal românilor din străinătate. O altă atenție, în sensul că suntem atenți față de românii din străinătate. Ei bine, statul român, prin fonduri europene, alocă o sumă de bani importantă pe sistemul minimis, ca sumă vorbesc, deci cred că e în jur de 200.000, trebuie verificat, dar e pe echivalentul minimisului, pentru ca acea afacere să poată fi dezvoltată acolo unde este. Este un win-win de ce? Pentru că în țară, sediul fiind în țară, se vor plăti taxele aferente, se va plăti impozitul pe profit. Iar în țara respectivă, cu ajutorul banilor pe care îi dă România, prin fondurile europene, acel român, acea româncă sau acel străin poate să-și dezvolte afacerea, deci să câștige mai mult. Toată lumea câștigă din acest sistem. E foarte important. Iarăși, de lucrurile astea nu se vorbește. Și ele se întâmplă. Și sunt concrete. Mulți invocă birocrația atunci când vor să-și creeze o firmă sau când... E adevărat, pentru că, într-adevăr, spuneam mai înainte, suntem într-un sistem extrem de stufos din punct de vedere administrativ. Nu suntem numai noi. Pot să vă spun că în Franța e mai rău și știu despre ce vorbesc. Ca să obții o hârtie, trec calendele grecești. Dar lucrurile astea nu pot fi schimbate peste noapte, pentru că de foarte multe ori ne lovim de anumite legi făcute în primii ani, de după 89, legi care poate n-au avut suficientă viziune sau pur și simplu situația pe care o controlau sau o gestionau acele legi s-a schimbat în mod radical. Și atunci legile trebuiesc adaptate, schimbate, dar asta nu poate să o facă decât Parlamentul României. Se fac foarte multe încercări, de altfel enorm de multe hotărâri de guvern pleacă la Parlament. Toate hotărârile de guvern pleacă la Parlament. În afară de ordonanțele de urgență care sunt hotărâte de guvern, orice altă hotărâre se duce la Parlament pentru orice lege pe care încercăm să o promulgăm. Tocmai din aceste motive, lucrurile se schimbă și se schimbă repede. Ori noi trebuie să fim foarte prezenți în aceste schimbări. Și iată că suntem.
De altfel, proiectele pe care noi le susținem fac parte tot din această serie a încurajării românilor pentru a nu-și pierde identitatea, pentru a rămâne în relație cu statul, cu istoria, cu cultura, cu limba noastră românească. Pentru că locuim în această limbă, cum spunea Cioran. Deci, economia românească se însănătoșește. Pentru acești români care vor să plece, noi nu-i oprim. Experiența e întotdeauna binevenită. Doar le amintim și le arătăm că ceea ce facem noi aici, o facem pentru ca la un moment dat ei să nu-și mai dorească să plece. Iar cei care sunt plecați și vor să vină, să știe că au toate motivele să se întoarcă, pentru că vor putea nu numai să fie la ei acasă, dar vor putea să se dezvolte. Să-și dezvolte ideile, business-urile pe care le au, tot ce se poate dezvolta ca să le fie mai bine. Și ca să ne fie tuturor mai bine. Ce programe aveți în derulare pentru a menține vie identitatea românească în străinătate, în condițiile în care știți că până și în țară cultura occidentală câștigă teren, se apar multe obiceiuri occidentale chiar și în România, nu mai spun în statele din Occident. Deci cum faceți ca cultura, identitatea românească să se mențină în comunitățile de acolo? E foarte greu să împiedicăm această globalizare culturală, putem să o punem între ghilimele, pentru că trăim într-o epocă în care informația circulă așa cum circulă, de altfel informația justă sau informația stupidă circulă la fel de bine. Trebuie să fim, să încercăm să fim atenți și să alegem informația bună. Deci nu putem opri globalizarea și nu acesta este scopul nostru. Scopul nostru este să permitem românilor să rămână în contact cu România, cu rădăcinile lor. Evident, Departamentul Românilor de Pretutindeni are un nume foarte sofisticat, prefer să-l spun așa pe scurt. Acest departament face parte din Ministerul Afacerilor Externe. Deci există o politică a MAE pe care o aplicăm și noi până la un punct. De la acel punct încolo intervenim noi cu proiecte culturale, educaționale, spirituale, pe care le finanțăm în urma unei sesiuni de concurs, la care sunt prezentate foarte, foarte multe proiecte. De altfel, anul acesta au fost aduse în atenția noastră 784 de proiecte, cu 30% mai mult decât anul trecut, care dacă ar fi trebuit să fie finanțate, ar fi trebuit să avem nevoie de un buget de 98 de milioane de ron. Nu avem. Deci trebuie să ne limităm la bugetul pe care îl avem, dar cu acest buget încercăm să încurajăm orice fel de proiect care se preocupă și ajută românii din străinătate să rămână în legătură cu țara. Această continuitate a neamului până la urmă. Aceste proiecte prin care încercăm să arătăm lumii imaginea frumoasă a României. Este principala mea preocupare și este o direcție guvernamentală, de altfel. Noi trebuie să învățăm să vorbim frumos despre noi. Mă întristează întotdeauna când văd români care se află în străinătate și care vorbesc urât despre țara lor. Nu avem voie să facem așa. Nu putem să vorbim urât de țara noastră. Știm că nu totul e roz și nu pentru că lucrurile se vor schimba de la anul, în momentul în care președintele acestei țări va fi un om care să adune și nu să dezbine, nu va curge lapte și miere, nu despre asta este vorba. Dar orice pas pe care îl putem face înspre oameni, înspre dorințele lor, pentru ca lor să le fie mai bine și copiilor lor în continuare, este necesar și la un moment dat trebuie să începem undeva. Aceste proiecte pe care noi le susținem tind să păstreze identitatea românească, pentru că identitatea românească este în foarte multe locuri amenințată. În teritoriile istorice, de exemplu, e o încercare evidentă a anumitor state prin care această identitate este un pic pusă la index sau se încearcă să fie eliminată. Va fi foarte greu, probabil imposibil, și noi încercăm să facem tot ce se poate pentru a susține această identitate românească. N-au reușit-o secole de întâmplări triste care au avut loc pe acest teritoriu. Au trecut atât de mulți oameni pe aici,
începând cu acel oaspe ce din vechi se povestește cu Dariu al lui Staspe. Și așa mai departe, cum spune poetul. N-au putut să ne smulgă tradițiile, n-au putut să ne facă să ne uităm limba, n-au putut să ne facă să fim alții decât sunt ceea ce suntem. Suntem români și trebuie să fim mândri de asta. Și avem nevoie de acele exemple pe care le am și la mine aici pe pereți, că e Brâncuș într-o parte sau Eminescu în cealaltă parte. Avem nevoie de aceste exemple de astăzi, de valori românești, către care să privim și să fim mândri cu ele și să vorbim despre ele. Americanii au reușit să ne convingă prin cinematografie și prin exportul lor ideologic, am putea spune, că ei vor salva lumea și vor face întotdeauna bine. Ei, din 10 lucruri pe care le fac, dacă 9 sunt greșite, îl vor alege pe al 10-lea care e bun și vor face din el un film. Și din nou, Bruce Willis va salva omenirea. Noi nu avem nevoie să inventăm. Noi avem propria noastră istorie, proprii noștri eroi și aici poate că cinematografia română ar trebui să-și amintească acest lucru și, din păcate, nu-l mai avem pe Sergiu Nicolaescu, care ne vorbea despre propria noastră istorie. Acest tineri, acest nou val, și știu despre ce vorbesc pentru că fac parte din această branșă, ar trebui să se gândească un pic și la personalitățile românești și la eroii României, la istoria României, la literatura României, despre care să facă filme. Filme pentru oameni, filme care să vorbească despre noi. Eu, ca ministru al românilor de pretutindeni, este principalul mesaj pe care îl transmit întotdeauna. Iubiți-vă țara, iubiți-vă limba, pentru că asta ne unește, așa cum religia ne unește și ne ține împreună. De aceea noi participăm și la proiecte care sunt în folosul lăcașilor de cult, în folosul spiritualității. E foarte important. Biserica este locul în care toți ne vom regăsi pentru câteva clipe și vom uita de conflictele de clopotniță, cum spunea Caragiale, de micile gelozii, de micile meschinării, pe care le avem și noi ca și alții. E bine să rămânem aproape de spiritualitate și mai ales să ne iubim limba, să o drăgălim. Îmi place mie așa cum sună, așa parcă o văd, așa limba română, să o ținem în brațe. E frumos și ar fi bine să o facem cât mai mult pentru copiii noștri. Acei copii care se nasc în străinătate și care unii dintre ei nu vorbesc limba română pentru că părinții lor s-au gândit că nu le este necesar. Și eu le spun că le este esențial pentru dezvoltarea lor să știe de unde vin și să poată să vorbească limba strămoșilor. Tind să cred că i-am convins pe mulți. Sigur, drumul este foarte lung și voi continua să fac acest lucru în toate drumurile mele, să le vorbesc românilor, dincolo de ajutorul pe care îl facem prin aceste proiecte pe care le finanțăm, de importanța pe care o are a iubi și a proteja limba română. Foarte important. Are departamentul pe care îl conduce spârghile și resursele necesare pentru a aborda întreaga complexitate a problematicii românilor de pretutindeni? Ați vorbit de lipsa banilor mai devreme, ați abordat foarte multe subiecte, e clar că domeniul este foarte complex. Aveți resursele necesare? Resursele pe care le avem, le folosim, încercăm noi, cât mai judicios, tocmai pentru a dezvolta aceste proiecte. Și de altfel, ca să fiu foarte concret, ceea ce facem noi nu ne-am trezit și am inventat noi peste noapte. Face parte din programul de guvernare, din politica generală a guvernului. Deci există diferite puncte. Sunt politica externă, sunt justiția și ordinea publică, învățământ, cultură și culte, social și așa mai departe, tot ce poate fi legat de acest lucru. Toate aceste lucruri intră în domeniul diferitelor ministere. Dar, din punctul nostru de vedere, există și e funcționabil din 2013, de altfel, un Consiliu Interinstituțional pentru Problemele Românilor de Pretutinde. Din acest Consiliu, care este găzduit de altfel de MAE și pe care păstoresc eu, ca ministru al Românilor de Pretutindeni, fac parte Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, Biserica Ortodoxă, Ministerul Muncii, ce mai, ca să nu uit pe cineva, televiziunea, radioul public. Sunt mai multe structuri care, într-un fel sau într-altul, participă la această viață a românilor din străinătate, la necesitățile pe care le au. Pentru că necesitățile acestor români nu sunt doar de ordin cultural sau doar de ordin spiritual. Ele sunt și economice,
De-aia poate că într-o zi vom crea un minister al românilor de pretutindeni care să aibă valențe mult mai ample și care să cuprindă și aceste aspecte legate de românii de pretutindeni. Ca acest Consiliu, Comitet Interministerial, să devină de fapt o realitate palpabilă care va avea mult mai multă forță și efect asupra problemelor pentru a le rezolva ale românilor de pretutindeni. E poate un vis. Deocamdată noi încercăm să facem cu ceea ce avem. Și ceea ce avem ne este suficient pentru a putea continua lucrurile bune făcute înainte, pentru că eu cred că este o greșeală că atunci când se schimbă un ministru să schimbăm tot ce s-a întâmplat înainte, chiar dacă au fost lucruri bune. Trebuie să existe o continuitate și îmi doresc foarte tare că în momentul în care eu nu voi mai fi ministru, cel sau cea care va veni în urma mea în acest birou să poată să spună, uite, Stanoievici a făcut asta și asta și asta și le-a făcut bine. Hai să le continuăm. Asta și asta nu i-au ieșit. Nu le mai facem. Exact asta fac eu. Ceea ce s-a întâmplat înainte, lucrurile bune le continuăm. Și avem foarte multe evenimente ale noastre pe care le continuăm. Cum este Diaspora Estival, cum este Tabăra Arc, în care vin mii de tineri din toate țările și vin la noi, la Sulina, împreună cu profesorilor și vorbesc românește și fac programe românești și sunt alături de rădăcinile lor românești. E foarte important. Aceste lucruri trebuie continuate. Trebuie să avem o viziune pe termen mediu și lung, nu doar de pe o zi pe alta. În ce stadiu se află pregătirea pentru Congresul Românilor de Pretutindeni? Este un subiect care a stârnit și dispute politice. Mie îmi spui? Ce dispute am stârnit eu doar prin prezența mea în fața Comisiei Românilor de Pretutindeni, comisia la care m-am dus cu tot dragul și cu toată simpatia pentru dânsii, deși în legea 299 care stabilește acest congres al românilor de pretutindeni, nu există nicăieri stipulat că această comisie ar avea vreun efect. Dar eu consider normal să discut și să răspund la orice fel de întrebare care mi este pusă de un parlamentar sau de un membru al acestei comisii. De altfel m-am dus de două ori, tocmai pentru că s-a vorbit prea mult și s-au spus multe prostii. Ca să lămurim lucrurile. Încă din primăvară, eu am venit aici în luna martie și evident m-am pus la curent cu ceea ce se întâmplă așa un pic din mers. Și Congresul Românilor de Pretutindeni era unul din subiectele importante, dar nu e de ieri. E din 2007, de când a apărut această lege. Nimeni din cei care au fost la putere nu s-au gândit să îl și facă acest congres doar pentru a respecta legea. Nu vorbesc de importanța pe care o are pentru românii de pretutindeni. E bine, eu mi-am dorit să facem acest congres. Și una din primele acțiuni pe care le-am făcut a fost să intru în dialog cu Ministerul Afacerilor Externe și am inițiat o serie de corespondențe cu cele două camere ale Parlamentului, singurele care pot decide despre acest congres al românilor de pretutindeni. Că și lucrurile astea sunt total neclare. Nu noi, Departamentul Românilor de Pretutindeni, va face și va organiza acest congres. Nu noi îl vom finanța. Parlamentul României, prin cele două camere, va face acest lucru. Noi nu facem decât un suport tehnic și, evident, vom fi parte integrantă a acestui congres. Dar Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul Românilor de Pretutindeni a mers dincolo de obligațiile pe care le avea conform legii. Și anume, atunci când ni s-a cerut de către cele două camere să facem o propunere de metodologie pentru organizarea acestui congres, evident că am făcut-o. Era o propunere. Au mai fost încă două de atunci. Acum este deja a treia care a plecat către cele două camere. Această propunere a fost aspru criticată de anumiți membri ai opoziției, e drept, care cândva au fost la putere, încercând să ne acuze pe noi că ne-am substituit Parlamentului. A trebuit să îi anunț pe onor membrii Comisiei Românilor de Pretutindeni că noi nu ne-am permis în niciun fel să ne substituim vreunei alte structuri. Noi n-am făcut decât, conform corespondenței care exista, dar pe care acești domni nu o citiseră, deși ar fi trebuit, corespondențe care exista între departament, MAE și
camerele, cele două camere ale Parlamentului. În același timp, tot cele două camere ne-au rugat să facem și o propunere de buget estimativ, pentru ca domniile lor să poată să vadă în ce măsură și de unde trebuie găsiți banii pentru asta. Odată în plus, premierul României, Victor Ponta, împreună cu Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților, au venit la deschiderea Diaspora Estival, acestui eveniment al nostru, cred eu, pentru două motive esențiale. În primul rând, pentru a transmite un semnal clar românilor de străinătate că România, guvernul României, este extrem de preocupat și atent la problemele românilor de străinătate. Probleme care există de ani de zile și despre care nu prea s-a ocupat nimeni. Au fost încercări. Domnul Titus Corlățean, când era pe acest post cu funcție de secretar de stat, a făcut eforturi enorme pentru românii din străinătate și, de altfel, oamenii își amintesc de eforturile domniei sale. Sigur că era probabil prea singur și nu suficient de susținut ca să poată să și reușească ceea ce acum împreună, eu și cu domnul Corlățean, reușim să facem. Pentru că lucrurile trebuie făcute împreună. Ei bine, acest congres este acum în terenul camerelor, celor două camere ale Parlamentului. Noi am trimis metodologia, am trimis propunerea bugetară. Premierul Victor Ponta a spus la această deschidere a Diaspora Estival că va găsi banii și, dacă va fi nevoie, va da din bugetul guvernului sau din bugetul de stat banii necesari, dacă acești bani nu ar fi la Parlament, banii pentru organizarea acestui congres. Deci, încă o dată, îl avem alături de noi, noi românii din străinătate, eu mă consider un român de pretutindeni, îl avem alături de noi și știm că ne sprijină, ceea ce este foarte important. Acum, sigur că procedura este complicată, dar legea stipulează foarte clar cum trebuie făcute aceste lucruri. Noi, din punctul nostru de vedere, că e MAE, că e Departamentul Românilor de Pretutindeni, ne-am făcut datoria până la capăt, acum așteptăm ca cele două camere să aprobe sau nu metodologia, să o modifice, să aprobe sau nu bugetul, să-l modifice, să facă propunerile necesare și să voteze, pentru că votul de principiu ni l-au dat de a organiza acest congres anul acesta, sigur, și pentru că aici noi am insistat foarte mult în această direcție. Este vreo șansă ca până la sfârșitul acestui an, poate înainte de alegeri, să spunem, să se organizeze Congresul Românilor de Pretutindeni? Știu că decizia aparține Parlamentului, dar în evaluarea dumneavoastră? Nu, deja, tocmai ca să nu se creeze vreo confuzie și să nu se asocieze organizarea acestui congres cu campania electorală și cu alegerile pentru Cotroceni, data care a fost propusă, iarăși am fost acuzat că am hotărât eu dată. Nu, n-am hotărât niciodată. A fost o propunere făcută pentru că avea o logică. Și acea dată a fost propusă să fie 30 noiembrie, care este ziua românilor de pretutindeni, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru că era după alegeri. Deci n-ar fi fost niciun fel de problemă. Sigur că au spus da, dar de fapt vreți să o faceți pe 30, dar cei pe care îi pregătiți ca să voteze pentru cineva anume. Lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea. Da, mă rog, fiecare trebuie să existe într-un fel. Unii există făcând, alții există vorbind. Asta e. Deci, data, dacă s-ar face, ar fi aceasta, 30 noiembrie. Pentru că în urma acestui congres trebuie să reiasă un comitet al românilor de pretutindeni care va fi legătura directă între românii din afara țării, deci acest congres va vota, acest consiliu, comitet, nu știu încă cum se va numi, de reprezentanți ai românilor și care vor fi în legătură directă, adică va fi puntea între Parlamentul României, Guvernul României, structurile de stat ale României și românii din străinătate cu problemele aferente. Deci, mi-e foarte greu să vă spun acum, da, se va face pe 30 noiembrie. Mi-aș dori, dar, așa cum spuneam, mingea e în terenul celor două camere și de cele două camere depinde dacă îl vom putea organiza acum sau va trebui să-l amânăm. Din motive concrete, din motive de timing, din motive de timp foarte scurt. Dar, ceea ce trebuie să fie foarte clar, acest congres se va face. Chiar ne-am gândit, am avut așa o discuție, chiar și cu domnul președinte Zgonea,
despre posibilitatea ca alegerile reprezentanților acest congres să se facă prin vot electronic. Ne gândim la o platformă complet transparentă prin care oamenii să poată să-și aleagă reprezentanții. Pentru că, iarăși un lucru foarte important, nici o structură a statului, nici Departamentul Românilor de Pretutindeni, cu atât mai puțin MAE sau vreo direcție, vreo secție consulară, nu va interveni în alegerea participanților, în alegerea reprezentanților românilor. Le-am spus-o tuturor românilor când m-am dus în diferitele comunități, ei vor trebui să se responsabilizeze și să-și aleagă proprii reprezentanți și acei reprezentanți să fie cât mai reprezentativi posibil. Știm că soluția ideală nu există, riscul zero nu există în egală măsură, dar să-și aleagă ei. Și sunt comunități din Italia și din Spania care au luat foarte în serios acest lucru și care deja de o lună, de mai mult de o lună de zile, lucrează la a face liste, a se aduna, a discuta, a propune reprezentanți care să vină la acest congres. Poate că, dacă vom reuși această variantă a votului pentru reprezentanții românilor de pretutindeni la congres, deci acest vot electronic, va putea constitui poate chiar un exemplu pilot al unui eventual vot prin corespondență pe internet mai târziu pentru toate alegerile care pot avea loc în țara noastră. Votul electronic este un vot care este cerut de mult, la care ne gândim foarte serios, dar sigur că e foarte complex să poți să creezi acea structură în care frauda să nu fie posibilă, transparența să fie totală. Avem, din păcate, experiențe mai puțin pozitive legate de votul făcut în 32 de secunde, nu de mult. Deci lucrurile astea trebuie să făcute în timp, dar lucrăm la ele. Și poate că, dacă reușim să creăm această platformă pentru acest spațiu mic al Congresului Românilor de Pretutindeni, vom putea dezvolta exemplul pe, la nivel național. Și ultima întrebare și este legată tot de acest congres. Explicați-ne, vă rog, concret ce înseamnă acest congres, ce se va întâmpla la el și care este scopul lui, care e finalitatea. Exact ce începusem să spun, acest congres va alege un consiliu, un comitet, titlul e mai puțin important, al românilor. Deci reprezentanții românilor vor alege în cadrul congresului acest, hai să spunem, consiliu al românilor de pretutindeni, care va fi legătura directă între români și structurile statului. Ca să nu se mai treacă prin 7 porți și să se urce nu știu câte trepte ca să se ajungă acolo unde e nevoie. Să existe această legătură, acest consiliu să fie oficial, să se țină cont de părerea lui, el să poată să facă propuneri care să devină legi, să facă propuneri de legi, să facă propuneri către guvern, către toate structurile statului, propuneri care vin în sensul necesităților și dorințelor românilor din străinătate. Pentru că în momentul în care știm că o anumită problemă trebuie să ajungă într-un anume loc, dar nu știm cum să ajungem până acolo, e bine, acești reprezentanți, hai să spunem un echivalent al deputaților care duc din teritoriu problemele pentru a găsi soluții la acele probleme la Parlament. Va fi cam același lucru, ba chiar același lucru, doar că va fi vorba de românii din străinătate și relația lor cu structurile statului român. Și cred că este foarte important, sunt foarte mulți români în străinătate, problemele sunt diverse, între primul cerc, constituit de teritoriile istorice, în care se află cetățenii ai statelor respective de origine română, cum sunt Serbia, Bulgaria, Albania, Grecia, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, și al doilea cerc, constituit de ceea ce în mod impropriu numim diasporă, dar, mă rog, termenul s-a democratizat, o să-l folosim și noi, această diasporă, deci românii care sunt împrăștiați peste tot în lume. Ei bine, acești români au nevoie de niște reprezentanți recunoscuți ca atare și care să aibă capacitatea și dreptul de a interveni și de a face propuneri concrete. E foarte important. Vă mulțumesc pentru interviu. Cu mare plăcere.